În parcul castelului Husar din Apalina cresc nuci negri americani. Pomul este originar din America de Nord, unde crește în lungi și poate urca până la 1000 de metri altitudine. În România a fost introdus ca arbore de parc, dar și în plantații forestiere în județele Ilfov, Timiș și Bacău. Nucul american face parte din familia Juglandaceae și, așa cum spune denumirea latină, fructele sale au fost hrana zeilor. Sunt cunoscute 21 de specii, dar celebre și intense utilizate de om sunt varietățile din zona de climă temperat continental, din care face parte și nucul negru american. Este o specie înrudită cu nucul nostru, Junglans regia, cu nucul comun. Această specie, care avem, acest exemplar al, care face parte din specia Junglans nigra, care îl avem aici, este originar din America de Nord și a fost aclimatizat la noi în țară și se pare că găsește condiții propice pentru dezvoltare. Nucul negru este o specie ce cuprinde arbori ce pot atinge înălțimea de 10-40 de metri. Se deosebește de nucul comun prin frunzele de dimensiuni mai mici, zimțate pe margini și nucile necomestibile. Din păcate, acest arbore se înmulțește foarte greu în mod spontan, pentru că fructele cu coaja extrem de dură au nevoie de până la 10 ani să încolțească. Totuși, puieții nucului negru se pot obține în sere. În condițiile unui mediu adăpostit, a unor sere, prin operațiuni care implică scarificarea semințelor, anumite presiuni care se fac părțile lemnoase a fructului, a sâmburelui, care pot fi chimice prin diferite soluții, acid sulfuric, clorhidric și așa mai departe, sau mecanice, care diminuează țesutul lemnos al sâmburelui. Și așa partea vie, embrionul, poate să iasă mult mai repede din sâmbure și să se dezvolte ca și plantulă. Nucul negru, originar din America, are calități antiparazitare pentru mediu, datorită substanței sale active, juglona. Ca și toate exemplarele din familia Junglaceae, respectiv genul Junglans, prezintă proprietăți curative pentru mediu, deoarece elimină anumite substanțe, fitoncide se numesc, care sunt repelente, adică nu le suportă anumite microorganisme și insecte chiar. Nucul negru dă cea mai mare producție de fructe și lemn și este utilizat în domenii extrem de diverse, de la decorarea grădinilor și parcurilor până la industria farmaceutică sau a maselor plastice. Colorantul din coajă conține iod natural ce are efecte antiseptice și distruge paraziții intestinali. Din punct de vedere medical, de departe, cel mai bun preparat ce se obține din acesta este tinctura ce se realizează din coaja necoaptă a nucilor, care conține omega-3, juglon, tanin, iodin, beta-caroten și vitaminele B1, B2, B6. Și ce?